Ana Olson știe câteva rețete grozave de prăjituri pentru fiecare zi de sărbătoare. Fie că e o sărbătoare în familie, o petrecere de weekend, o petrecere pentru copii, o nuntă clasică sau chiar o cină romantică, ea știe exact cum putem să ne impresionăm oaspeții. Haideți să preparăm delicatesele și să avem grijă să mai rămână ceva din ele până ne sosesc primii oaspeți. Ana Olson, deserturi festive, un nou serial la TV Paprika.